Răcoarea muntelui în locul competiției. Maestrul Titi Prosop își va duce copii într-un cantonament centralizat pe Valea Prahovei. Pregătirea comună va avea loc în perioada următoare și va înlocui Cupa României la box pentru juniori. Competiția trebuia să se dispute la Sighetul Marmației în prima săptămână a lunii august, dar a fost anulată. Titi Tudor a reacționat imediat și s-a gândit la o pregătire montană pentru boxerii CSM-ului. Până acum aceasta se desfășura la Cornu, însă după mulți ani de zile, baza sportivă de acolo este ocupată în această perioadă. Titi Tudor spune că pentru orice sportiv, cel mai bun antrenament este jocul. Dar dacă gala de la Sighet nu se mai desfășoară, a decis ca pugiliștii să aibă parte de pregătire fizică într-o zonă unde canicula ajunge mai greu. Până la antrenamentele montane, Titi Tudor și Adrian Pârlogea îi antrenează pe băieți la sala de pe Bulevard, acolo unde astăzi se va disputa și un sparing amical cu cei de la Steaua. În schimb, tot de astăzi, la Cluj, va începe Centura Transilvaniei. Cu această ocazie va avea loc și o ședință a Biroului Federal, la care vor participa și foști campioni mondiali. Leonardo Roftei ca președinte al federației și Adrian Diaconu din postura de șef al arbitrilor.